Auzi, nu-mi faci tu plăcerea de a mă soți la operă? Tot alta, dar am și eu cu cine să schimb o părere de cunoscător, să... Hai că vorbesc să-ți oprească bilet, că cunosc eu pe cineva acolo la niște țări de ăștia care vinde bilete la suprapreț. Dar nu e nevoie, mamă, Loane, că eu am invitații. Serios? Vai! Super atunci, măi, păi uite cum facem. Mergem pe invitația ta ca să nu mai creezi obligații pe la țărea de ăștia care vinde bilete. Ah, deci asta era. De asta făceai tu pe marele iubitor de operă. Ba, pardon, să știi, chiar sunt iubitor de artă, dacă te interesează, și mă cunosc și cu unii dintre marii artiști. Uite, chiar cu Pavarotti, dacă te interesează, am un suvenir de la el. Hai, lasă-mă, nu mă nebuni. Iată să văd și eu, hai. Ce? Suvenirul ăla. Acum? Da, ce are? E la... La... L-am dat la... L-am dus la... El a autentificat. L-a autentificat că nu mă credea nimeni că e original. Și l-am dus ca să... oameni să ștapileze ca pe carcasele de porcă. Și pune ștapila să n-aibă... Aia. Dacă vrei, mă duc să-l aduc acum să-l vezi. Da, hai. Acu? Aha. Hai că... Viu imediat. Blongoașă, lasă sorul, dă-i drumul repede la calculator, că a ordonat șeful să-i cauți niște obiecte de-a lui Pavarotti, chestii de-astea de-ale lui. Ce te uiți așa? Ce te uiți? Pavarotti, sopranul ăla care cântă el muzică cu gura aia lui. Tenor, Mărlane. Te ce? Tenor! Tenorul cântă gros, tâmpitule, ca Ludovic Spritz, ca Ludovic Orban, sau, mă rog, cântăreții ăștia cu care mai mă cunosc eu. Nu te pricep? Dă-i drum odată și fă ce ți-a zis șeful, mai comenta mie aceea. Da, ce a venit? Vrea și el să dea șmecher în fața la șefii ai lui, că să pară și el că e clut. Să pară cum? Că e clut, clut. Că se pricepe, mă! Wow! Marfă! Și acum ne-a arătat și nouă unde este depozitul vechi? Bineînțeles, ăla de acolo e. Vă mulțumim! Cine sunt ăștia, mă? De la zoo. Au adus niște animale să ne scape de șoarecii din depozit. Ce animale? Șoimi, mi-au și arătat unul. Ce vorbești, mă, tu-ți bajoc de mine? Crezi că n-am auzit ce sunete ieșeau din cutiile alea? O fi fost vreunul răgușit. Dar auzi, ce pare așa interesată? Vrei să deschizi o asociație de-aia de protecție a șoarecilor sau care-i treaba, a? Băi, deșteptule, ăștia de 300 de mii n-au cum să fie ca ăia de 3 milioane. Un vedea. Tot ochelari sunt. Și uite, au și lentile heliomate. Poate-ți faci ochii mai varză decât sunt. Hai, dragă, liniștită, că încerc pe soldați mai întâi. Le pui și lor. Păi normal. Tu de ce crezi că am luat din ăștia de 300 de mii? Cu banii pe care i-aș fi dat pe ochelarii mei, am luat pentru toată compania ochelari. Și crezi că vor ăia să-i poarte? Dar ce-i după ei? Van Damme! Băi, toată lumea la șeful! Control oftalmologic, fraților! Ce, mă? Băi, adevărul e că eu l-am văzut de dimineață că nu se simțea prea bine. Așa a ordonat aia de la Marele Stat Major. Ne-au văzut rezultatele de la tragere. Ci că suntem praf! Deci, 10 bucăți a câte 3 milioane bucata, 30 de milioane. Minus 3 milioane cât am dat eu pe ochelari, 27 de milioane. Mamă, am dat lovitura. Deșteapta mea, trebuia să te citesc acum 10 ani. Hai, cine e primul? Eu, șeful, că sunt cel mai curajos. Păcat că ești chior. Cine șeful? Eu am o vedere de... De gârtiță, Van Damme, că de-aia n-ai văzut și pe aia. Ia și pune-ți ochelari.
Hai, 3 milioane. Cât? Nu-i mai iau șeful, că n-am atâția bani. Nu iei? Adio, armată. Că eu nu țin chiori în unitate. Asta ar mai trebui. Să mă împușcați că sunteți chiori. Nu ajunge că mă împușcați că sunteți proști, că sunteți uituși, că sunteți... Etăcă. Ia de aici. Și mi-aduci banii. Următorul. Șeful în depozit, pa! Oh, experimente. Oh. Vi se pare, mă? Da, e explicabil, pentru că aveți probleme cu vederea. Olu, nu avem, șeful, nicio problemă cu vederea. Hai, lasă-mă! Și de-aia n-ați văzut șipcaia mea? Hai, luați ochelari de aici și terminați cu prostiile. Dar noi suntem tineri, șeful! Și viitor civili, dacă nu purtați ăștia. Și așteaptă. Auzi, dacă încep ieri cu amenințările, să știi că nu-ți merge. Și pentru chestia asta, o să mă duc cu Merlanul la operă. Vai, ce bine! Mersi, prințeso! Azi mulțumesc! Ce faci, idiotule? Păi cine faci tu, băi, idiot, că te nebunesc? Țeapă, nu m-ai nimerit! Nu! Dacă ești prost și vorbești... Auzi, hai la noi în cameră, hai să mergem. Emma, stai, nu pleca, dragă, stai să-ți arăt suvenirul ăla de la Pavarotti, că l-am luat. Emma! 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 Aha, am liberit-o, ce? Credeați-că-s prostul vostru? Da, doctore. Normal, da, acum poți să mi-l trimiți că am făcut rost de bani. Exact. Nu, pentru soldați nu mai e nevoie, că și-au făcut ei rost. Bine, să trăiești. Comandante! Tu ai nebunit? Da, să trăiți. Nu să trăiți. Adică, ce s-a întâmplat? Să știți că despre experimentul din depozit noi nu am spus absolut nimic. S-a aflat din presă. Oamenii mei nu știau absolut nimic. Nu despre asta e vorba, nu face pe prostul. Bă, tu ne crezi chiori? Ai impresia că nu vedem cum speli banii unității? Dar eu nu spăl nimic, să trăiți. Nu? Nu. Păi și asta ce e, mă? Ce anume? 60 de milioane, o batistă? Asta e de la Van Damme. Clubor! Nu e al lui Van Damme. Inconștientule! Ia lui Pavarotti, nici măcar nu mai știi ce minciuni scrii pe acte. Pregătește-te de anchetă, colonele. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Zi, Emma, dragă, vrei să arăt? Mă, Mărlane, nu înțelegi, că nu vreau să văd nicio batistă, n-auzi? Ba, aud, dar uite... Ți-o arăt numai un pic, ea lui Pavarotti, cu semnătura lui, păi a purtat-o la butonieră în piept, la primul lui concert, când era la Paris, acolo, în Italia. Asta e. Ia uite, ia. Miroase, uite, să simte aerul de scara de Milano. Aha, alte vremuri. Dacă dai un pupic, ți-o dau ție. Mamă, fetule, ce ești? Wow! Te biloi, te rog, liniștește-te. Îl stresăm pe bebe, ce naiba? Îți promit că o să găsim o soluție. O să aibă ochi de șuni. Corect! Asta era! Adică ce? Îi îmbunătățim genele. Trebuie să intru în depozitul vechi. Au! Aha! Dar dacă nu se dă la mine? Dacă nu se dă el la tine, te dai tu la el, deșteptule! Trebuie să-i distragi atenția doar câteva secunde, până reușesc eu să intru. Aha!
Și după ce reușești tu să intri, de unde știi care e ADN-ul de șoim? Mă descurc eu, tu nu-ți încărca memoria cu prea multe lucruri, că trebuie să pară odihnită. Ai uitat? Doar ești prostituată! Apropo, să nu-l lași pe ăla să te pe gură, că te omor. Idioților! Eu n-am nicio vină, șeful. V-am spus că din cauza ochelarilor nu văd nimic ce scrie pe ordinul ăla de achiziție. Batista, de 60 de milioane, mă! Idioților! Alu Pavarotti, șef, asta e cultură! Cultura, a? La cultură o să te trimit eu, mărlane! Dar la cultura cartofului! Dacă nu dai bani înapoi! Asta nu ce-ți ia eu, șeful, 60 de milioane? Că dacă strâng din soldă, să te sfințează armata până termeni. Nu mă interesează, mărlane! Nu mă interesează! Dacă n-aduci banii, nu știu ce fac cu tine! Domn sergent, vin de scârpa aia! Bă, Gogoșică, nu fi chitră. Iau că ți-o dau cu doar 80 de milioane. Bă, dar nesimțit ești, mă. Tu uiți de la mână până la gură că eu ți-am licitat-o pe net și ai dat pe ea 60? Da, bă, da. În timpul astea cresc în valoare, că sunt obiecte de artă vechi care... Care timp, mârlane? Două zile? Bine, mă, chitră, ți-o dau cu cât am luat-o. Hai, dăm 70 de milioane și iau-o. Mărlane, nu am ce să fac cu așa ceva. Bă, Gogoașe, nu fi înculcă, mă sperii, mă, mă debusolezi. Păi ce haltă de artist ești tu, mă? Tu n-ai văzut că e la Hollywood? Toți să spargem figuri, are câte 10-15 Picasso-uri, 7-8 Van Basten-uri. Păi nu vrei să intri și tu în rândul lumii, mă, îți dai seama ce față o să facă Brad Pitt când o vedea că tu sufli muci în Pavarotti original. Mărlane, eu nu mă întâlnesc cu Brad Pitt. Dă-l-mi măsa, că-i spun eu să crape de ciudă. Uite-te la gura mea. Nu mă interesează! Da-aia, bă, nu o să ajungi tu niciodată în patul lui Angelina Jolie. Că vorbești pe silabe. Patroane, afacere ca asta n-a făcut neam de neamul tău de la maimuță cu aia, uite. Eu nu fac afacere cu tine, Ferdinand. No, scuză-mă, mărlane. Patroane, nu te grăbi ca ciciorina la macaroană. Gândește-te când... Ce profit poți tu să faci când e doar 40 de milioane? Ce-i la banii tăi 40 de milioane? Nu dau eu banii ăsta pentru o cârpă? Dar nu e o cârpă, e un grad de Batista stupido, ăsta splendido. Eu refuz să cred că tu nu ești un italian adevărat, mă. Păi un patriot adevărat n-ar lăsa, mă, Batista pe pământul străine să-și târie toți bucii ea. Uite, eu dacă, de pildă, aș avea ocazia să vină niște turci să-mi vândă sabia lui Ștefan cel Mare, eu n-aș ezita să o iau înapoi. Și eu aș fi cumpărat ea. Vezi dacă e de vânzare. Patroane, când te duci să închei niște afaceri, nu impresionezi pe partenerii de afaceri cu sabia? Pă când cu Batista, da? Păi cine își mai permite să se ștergă la muci cu o Batistă de 30 de milioane? Nici măcar Țiriac! Fii atent, mai e un pic cam disperat. Îți dau 10 milioane pe ea, bine? Oh, 10, mă? Bine, hai, îți dau 5! Rămâne 10, lasă 10! Mi-o mai lași până diseară, că am eu nevoie, am să ți-o spăl! Să ți-o spăl, să nu ți-o dau, că să nu-i vreun germen! Dar ce-a făcut, dragă? S-a lovit în colțul de la masă. Dar lasă asta, că nu e important. Am și eu o mare rugăminte la tine. De fapt, de tine depinde viitorul bebe. Am făcut niște teste și ne-am dat seama că are vederea varză. Îți dai seama că nu putem să-l lăsăm așa? Păi și eu ce-aș putea să fac? Că nu... Foarte simplu! Tu ne ajut să intrăm în depozitul vechi. Ai nebunit? Te implor! Nu o să iau decât o singură dosă de ADN de acolo. Tu crezi în penile alea? N-am încotro!
mă ajuți? De dragul lui Bebe. Uite, o să te punem nașă. De ce, bă? Aluguță-mi iese. De ce mama dracu alu Pavarotti-mi iese? Săru mâna. Și acum o știre de ultimă oră. Celebrul tenor Luciano Pavarotti se află în pericol de a-și pierde vocea. Conform unor surse apropiate artistului, acesta s-ar confrunta cu o inflamație severă a corzilor vocale. Superstițios din fire, Luciano Pavarotti intenționează să-și răscumpere Batista norocoasă pe care a purtat-o la primul său spectacol pentru a scăpa de toate necazurile. Suma oferită este impresionantă. 10.000 de euro. Stai pe trap! Vă zirez, bă, că nu tot ce-ți bară să mănâncă. Păi cum îi faci, bă, injecția, bă, că asta pare trează. Nu e trează, domn caporal, doarme, dar doarme cu ochii deschiși, nu v-am spus? Mă, lasă-mă trec, în pacie. E, uite, bă, pasachina nici nu mișcă. Da, doarme. Auzi, bă, dar pe ăsta al meu, de ce nu scrie ADN de iepure ca pe ăsta? Nu scrie? Nu. Eu fi căzut eticheta. Sau poate că scrie pe seringă. Ia uitați-vă că sunt flacoane identice. Băi, dreptate, identice. Hai, lasă-mă, eu mă duc așa, eu cred că iese cu succes. Mersi, trașcă, baftă! Să trăiți, baftă și dumneavoastră, hai! Ema, vino repede! Ema, unde ești? Ema! Ce, măi, ce s-a întâmplat? Iar ai greșit ADN-ul. Hai, repede! Repede, repede, hai! Măi, iepuraș, dă-te jos, mă, nu ne nenoroci! Sunteți chiar orbi? De câte ori să vă mai spun? Eu sunt șoim, nu iepuraș. Uitați aripile! Dacă vreți, vă fac o demonstrație de zbor. Nu! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Pisi, Pisi, am venit să te trezesc ca în filme. Ia zi, și în dimineața asta tot așa fioroasă mi ești sau? Iubiu, doar am venit ca să... Dacă mai ține la mine, o ba. Caporal Chiorete, vii te rog până la mine în cabinet. Aha, gând la gând. Exact la tine vreau să viu. Am nevoie de o expertiză psihiatrică, că vreau să plec în Irak. Mă duc voluntar. Ce? Da. Bă, tu ai nebunit?
Tu zici ce rete? Tu ce? Tu te liști, mergi, cum te... Idiotule! Vreau să zici mersi că am plecat, că am scăpat noi, că urma scapă, turma pleacă din lagră până noi. Te mănâncă pe tine, fut să te baștru! Ia, hai, mai lăsați-l la ibit, antrenament, că nu mai ai nevoie. Dă-te, băi, explodatule, mai încolo, să șerci și eu. Bă, sergent, permiteți un comentariu? Dar scurt, că deja dorm. Caporalul Cărete n-o să plece nicăieri, vă spun eu. Ia gândiți-vă, Desire e gagica lui. N-o să-l lase să plece, că de-abia s-a împăcat. N-o fi așa de proastă. Păi știi că tu nu ești prost, definitiv. Și nu numai că n-o să-l lase să plece, dar o să-i facă și scutire medicală, pe caz de sandileană. Ce faci, bă? Mă duc să controlez situația. Domn sergent, acolo e situația. Dar nu înțeleg ce naibii ți-a venit cu Iracul. Lasă, dragă, că are cine să se ducă. Ce ai nebunit iar? Uite, ia mai bine și bea asta ca să te calmezi. Cărete, prietene, am venit să zic că... că ne încurcă chestia asta. Am venit să zic că o să sufăr după tine ca după un câine, mă! Că o să sufăr pentru tine ca un câine, mă! Maica nu vine să te lasă să pleci, dar determinarea ta mă împiedică să te împiedic să pleci, mă! Du-te! Du-te să-ți dovedești eroismul, bă, Chioretă, mă! Doar așa poți să ajungi tu cineva ca Averescu, ca Antonescu, ca Iliescu, mă rog, generalii ăștia care mai mă cunosc și eu. Sunt mândru de gestul tău, mă. Jos pălăria. Să știi că dacă se întâmplă ceva cu tine, o să vin să aduc flori, mă, zilnic. Dar ce zic eu zilnic? La 2-3 ani odată. Vă mulțumesc, șeful. Rar mai găsești un prieten adevărat. Și eu, mă. Mă duc să mă ocup de flori. De lumânări. De acte. Mă rog, tu de ce m-ai chemat de Zirica? Ca să discutăm ce începusem, dar uite, du-i boneta asta lui. Că și-a uitat-o și vorbim după aia, da? A, îi duc și mă întorc, da? Da. Cavărescu, ai văzut? Mă respectă lumea. Ce dracu am, mă? Ce ați făcut șef acolo? Am încercat să-l convinc pe prost să plece în Irak. Pe prost, a? Adică toate alea balivernele alea cu prietenia, cu suferința, cu Averescu, cu ale... A fost vreje... Mai respiră? Deocamdată. Bănuiesc că știi cine a ieșit ultimul, nu? Așadar, soldatul care pleacă în Irak este Gogoașe Costel. Ce? Dar nu se poate, nu e adevărat, asta a ieșit ultimul! Asta e fraudă! Va da șpagă, nu? A și spus că vrea să vă dea șpagă, să știți că o să mă plâng până la forurile superioare! Mai tăi ceodată, din că vă zic! Mârlanu nu a ieșit ultimul. El nu e! Nu s-a clasat, a clacat! Ai înțeles? De-aia a ieșit ultimul.
Iar pe el nu poți să-l trimit nicăieri până nu se reface. Așa, e de ce pe de-astea, bine? O să fac tot posibilul să devin și eu disponibil. Mă, Chiorete, aia a fost o expresie. Dacă nu vroiam să mai fiu cu tine, îți spuneam verde în față, că eu sunt sinceră. Problema e alta. Tu nu prea ești. De câte ori să-ți repet că nu mai am nicio treabă cu Loricica? Nu mai există pentru mine. De câte ori să-ți mai spun chestia asta? O singură dată. Dar numai după ce bei cafeaua, ca să te liniștești. Deci beau cafeaua și îți mai spun o dată, da? Bun. Șefa, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos, ajutați-mă. Deci dacă îi dai cafeaua, te omor, ai înțeles? Șefa, vă rog, nu vreau să ajung în Irak. Declarați-mă inapt, nebun, tâmpit, handicapat. Vă plătesc oricât că am bani, am câștigat la filmări. Vă dau cât vreți. Găgoașă, tu ai nebunit? Tu vrei cumva să mă mituiești? Ieși-mă afară! Vă rog eu frumos, nu mă lăsați așa! Dacă mă părăsiți așa, o să fac atac cordial și o să mă aveți pe conștiință. Deja mi-a scăzut tensiunea. Dă-și-mi o gură! A, nu, 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 nu! Lasă, Desiret, că-mi faci mie altă cafea. Mă ajutați? Vă rog eu frumos, plătesc oricât. Cam cât oricât. Chiorete, ai nebunit? Eu nu fac de-astea! Mergeți, mergeți, lăsați că poate o conving într-un fel. Da? Atențiune! Drepți! Pe loc de pauză. Care e soldatul colonel? A, se pregătește ca să... El este. Gogoașe, sub comanda dânsului vei lupta în Irak. Ce față nebunit? Păi nu vedeți ce față de acarici are? Mister Bin scrie pe el. Ăsta nu este să ajungă nici până la Fetești. Da, păi să ajungă în Irak. Ce vreți să-mi dă? Las oasele pe acolo? Na. Gogoașe, tu ai nebunit? Poate dumneavoastră, că aveți antecedente. Gogoașe, te calcă în picioare. Alo, colonele, mai subține cu talentele astea. Ce, vreți să vă arătați autoritatea în fața lui Agăriciu ăsta? Mai bine v-ați arăta în fața nevestei că ați ajuns cârpa aia de șters pantofii. Într-o seară l-a obligat să doarmă afară cu câinele pe grătarul de la intrarea în bloc. Ce papagal! Pe bune? Da, dar măcar e băiat isteț. Ea își pagă ca nebunul. Dar nu numai că ea. Mai și cere cu tupeu. Numai anul ăsta i-am dat 50 de milioane ca să mă lase să mă duc la filmări. 50 de milioane? Cât? Da, plus niște bonuri de masă, că nu i-a ajuns. Așa, comandante? Pot să plec eu în Irak? Mă, dacă nici cu două nu merge... S-au dus toate. Dacă mi le cere aia. Poftiți, vă rog. Oh, domn comandant. Domnișoara psiholog, am venit să-mi dați avizul pentru Irak. Plecați dumneavoastră? Da, da. Vă rog frumos, luați loc. Luați loc. Haideți, vă rog frumos, acum că m-am oferit voluntar... Uităm și noi de chestia aia cu șpăguțele. Colonele, tu încerci acum să... Nu, doamne nu ferește. Nu zi dacă e zi. Nu, doamne ferește. Dar serviți-o cafeluță, vă rog frumos. Poftiți. Nu știu, dacă e cazul să facem un scandal așa dintr-o minciună sfruntată. Doar nu credeți chestia aia cu șpaga și cu... Eu nu cred nimic. Foarte bine, vă felicit. Până nu văd rezultatele anchetei. Ce anchetă? Păi ancheta oficială, nu? Că o să vină corpul de control al... Al naibii să fiu dacă eu am luat vreun bănuț. Auziți? Ce ar trebui să se întâmple ca să nu raportați... Corodele, tu ce să mă mituiești acum? Nu. Nu? Păcat că la câtă șpagă am luat eu, o luam și pe a ta și mușamalizam tot. Dar dacă nu vrei,
Nu? Și aveți curaj să recunoașteți așa? Păi așa trebuie să faci, fraiere, că dacă recunoști tu, fii atent aici, nu te crede nimeni, înțelegi? Zice că faci mișto. Dar dacă se află din presă, e nasol, e nașpa după aia. Cât e de urla? În Irak? Ce dracu să cauți acolo? Nu pleci nicăieri! Păi și dacă e ordin, ce fac? Pe mine nu mă interesează. Gogoșa, ești prost? Ai contract de 1000 de euro. Cum se poate să renunțăm? Vrei să plătim daune totul restul vieții? Păi și ce fac? Nu mă interesează. Scutește-te medical, fai ceva, dai o șpagă. Că știe că merge aici în România. Da? Profitul trebuie și reinvestit. Gogoșa, trăjește-te. Șeful, eu nu pot să-mi las bibilica să nască singur. Așa. Mai are până naște. Și dacă nasc spontan de emoție că mi-ați trimis bibiloiul pe front? A? Corect. Există pericolul, șeful, că astea, bibiloaile astea, iepuraicele sunt perioase. Am citit eu într-un atlas de ăsta, zoofilic. Riscăm cu trașcă. Eu zic să-l lăsăm să-și ia de acasă. Mă rog. Chiorete. Șeful, să știți că eu de-abia m-am împăcat cu Dezirica, că eu nici nu concep să mă despart de trânsa din cauza asta. Că dacă mă despart, eu nebunesc. Eu... Ia uite, m-a luat! Ați văzut ce ați făcut? Ați văzut ce ați făcut? Vreți să ne facem de râs cu nebunul pe acolo? Să-l apuce crizele pe front, să sperie irachienii să fugă, să rămâne doar noi în țară acolo. Lăsați-l acasă, răb de nebun! Mă rog, Gogoașe. A, nu! La mine nici să nu vă gândiți. Că eu dacă pierd contractul cu Dânsa Întrânsa Production, dumneavoastră plătiți penalizările, nu eu. Eu? Da, dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați girat contractul. Când? Cum când ați uitat? Atunci când v-am dat 1500 de... Mai departe, pupă-ză, tu mergi sigur. Știți, eu... Ce tu, mă? Tu n-ai ce motiv să ai. Bă, am șeful, ce? Am? Am? Hai, pădreacule, șeful! Mă scuzați că vă întreb, cum să-l trimite pe tâmpita asta în Irak, că ați nebunit? Era o figură de stil, șeful. Păi ăsta-i gagic de spioancă, e super periculos. Dacă-l trimite în Irak, îl ia aia, îl răpește și le cere bani sau le cere să dă pe Ema la schimb. Și eu bani, pe Ema n-o dau. Da, corect, bravo, domn sergent, mersi, foarte bine. Nu face nimic, mă, idiotul. Mărdan, și atunci, eu pe cine-i trimit? Pe mine, șef, pe mine, când să-mi casez eu și diurnele lor. Tu ce diurnă? Mărlane, tu ești idiot? Da, șef, dar de ce întrebați? Păi ăia mi-au cerut 4 oameni, mă. Tu ești 4? Dacă e să o luăm după greutate... Până diseară mă anunți care sunt ceilalți 3. Nu rămâne acasă decât cine are probleme medicale, clar? Clar! Bă, o fi atâtea formulare, parcă ar trebui să-i trimit pe lună. Mă, am zis să nu mă deranjeze nimeni că lucrez? Mă iertați, șeful, să trăiesc, dar am venit să vă arăt în ce hal transpir. Să știți că am hipersensibilitate la căldură. Nu pot să merg în Irak pentru că acolo, în 2 ore, m-aș deshidrata și aș muri, șef. Și acum îmi spui, idiotule, după ce am stat 2 ore și ți-am completat dosarul, să fii sănătos, pleci! Păi și dacă mor, șeful, acolo? Băi, decât să mor eu, completând încă un dosar, încă 2 ore, de acum încolo, mai bine mor tu. Pleci, du-te și fă-ți bagajul. Șeful, ați nebunit? Scuzați metafora, vorba lui Mârlanu. Păi dumneavoastră știți câte formulare trebuie completate în caz de deces în misiune? Nu știți, vă spun eu, șeful. Trebuie să așa. Avansare post-mortem, repatriere cadavru, pensie de urmași,
Bine de întoarcere pentru sicriul bine, care... Bine, mă, dispari, hai, dispari. Să trăiți, șefă. Adică Popoza a putut și tu nu poți. Zi mai bine că tu vrei să scapi de mine. De-abia aștept să te duci, mătăluță, acolo să te refugiezi în brațele unei păpuși irachiene. Ce fără un sfert? Este ora 11 fără un sfert. Este ora 11 fără un sfert. Este ora 11 fără 10. 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 Chiorete, fii bun și spune-mi, la ce oră vine sergentul? La 11 fix, șeful. Este ora 11 fără 10. Este ora 11 fără 5. 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 Mamă, ce omul. Am adus corespondența de 11, șeful. Tocmai astăzi, mă, te-ai găsit să fii punctual? Dar intră-mă odată, că-ți trece ora. Păi, dar de ce acum? De ce acum că e fără 5? Și șeful nu trage decât la fix. Mi-a spus mie, Vantan. Intră-mă acum, că la fix eu intru, că eu sunt superiorul tău, da? Intrați, mă! Cum o fi, că ușor, ușor vă împușcă pe toți. Dar hai, că pierd avionul de Bagdad. Este ora 4, este ora 4. Bang, bang, bang. Alo, ce faci, băi? Ia uite, strec și mobila. Idiotule, eu anunț ora 4, nu tu. Și în primul rând, nici măcar nu e ora 4 fix. Dar mai potoliți-vă, domn Serge, și dacă nu e ora 4? Ce, eu sunt ceas elvețian, am luat-o înainte, na! Ai luat-o înainte? Da! Tu vezi tu ce e... Te vezi tu ce e înainte acum. Este ora 4 fix. Bă, voi vreți să mă terminați psihic până când plecați, bă? Ești afară că vă-mi pușu! Ești afară că vă-mi pușu! În mine, șeful, în mine, că eu am intrat primul, vă rog, în mine, în mine! În mine, șeful, că eu sunt superiorul lui! Nu, nu! Nu mă credeți în stare, nu? Bine? Șeful, pot să mă duc și eu să-mi schimb pansamentul? Șeful, mai trageți încă o dată, că s-a păcat idiotul ăsta în fața glonțului, vă rog! Șeful! Când la gând cu bucurie, gogoașe. Da, 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 la cap! La cap! Că m-a săturat de voi! M-am pușcat! Mersi, Doamne! Mersi și eu, Doamne! Irak viu! Inconștientule, putea să te împuște, mă. Am vrut să-ți demonstrez că sunt capabil să fac orice ca să rămân cu tine. Faci pe naiba. Trebuia să spui căpățâna la contribuție dacă vroiai să rămâi. Mi-am pus-o, Bibilico, mi-am pus-o. Dar n-am găsit altă soluție. Și știi de ce? Pentru că nu există altă soluție. Să crezi tu, mă, amărâtule, că nu există. Să te rogi la Dumnezeu să nu se mână la micul cu tine, că altfel am dat de dracu. Dăm markerul negru. Da, unde te duci? Să rezolv situația! Haideți, bă, mai repede, borbolocilor, că așteaptă avionul după noi!
Haide, fai, unde umbli? Trașcă-i gata? A, de mult! Acum e la domnul comandant în birou. Ia prima diurnă! Diurna! A zis, mă, să nu mai intrați! Și a plecat așa împușcat? Te pui cu disperatul după diurnă. Ce e șeful? Ne-au făcut țara de râs? Nu, că nici n-au apucat. Avionul a fost doborât înainte de aterizare. Doborât? Și ei nici n-au vrut să plece. I-am trimis la moarte. Cum n-ai bau trecut ei granița cu pașapoartele alea? Din ce țar din farfocul? Care ați buzgărit pașapoartele? Vă nenorocesc! N-ați murit! N-am murit, dar eu mor eu acum. Ce aveți, șeful? V-a scrântit de-i băliți atâta cu pupatul? Era o metaforă, mă rog. Păi ăștia, din cauza lor, n-am putut să urcăm în avion. Ar trebui să le pup tălpile, idiotule. Ți-au salvat viața. Avionul a fost doborât. Dacă erai în el, erai mort. Te-am salvat viața. Mulțumesc, prieteni dragi. Of, Doamne! Saltă gogoașa picioar, nu vezi că nu-mi intră buzele ca buzele groase? Ălălalt! În ce ai călcat că te nenorocesc? Veni șeful să vedeți ăsta noroc! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Șeful a venit cu corespondența de 11. Da, intră, mă! Ce sunt bău să mă împușcați iar? Cum să-l trimiteți pe ăsta în Irak, că ți-l nebunit? Scuzați cuvântul, ați. Era o metaforă. Ăsta, cum e el de super gagicar? Tot se învârtea în jurul ei să spună, tot se învârtea. Mulțumesc! Ridică-mă piciorul, că am buzele groase și mi-i tras un bocaj. Tu m-ai luat în serios? Bă, tu m-ai luat în serios?